Se schimbă vremurile, se schimbă și costumele la matineile din școli și grădinițe. Fulgușurii, vulpițele și iepurașii de cândva au rămas doar amintire. În loc, copiii se văd în masca lui Zorro, orice al solistului Carlos Dreams. Ca să-și vadă odraslele fericite, părinții apelează la specialiști și astfel, la sărbători, picii se transformă în eroii lor. Princesa Elsa, Alba ca zăpada, Mickey Mouse și chiar Carlos Dreams, acestea sunt noile personaje ale matineilor din școli și grădinițe dedicate sărbătorilor de iarnă. Vor nu vor, părinții se supun dorințelor celor mici. Am vrut ceva mai modern. N-am vrut cu coronițe, n-am vrut cu nasul roșu, am vrut să fie prinț adevărat. Are o bonetă, da, și avem de urmă o manta. Important este să fie un personaj de poveste așa cum înțeleg copiii în ziua de azi. Majoritatea părinților închiriază costumele, unii însă au preferat să le confecționeze. M-am străduit să le combin, da? Să fie de aceeași nuanță, să nu fugă ochii din diferite părți, să fie un tot compus, așa, o compoziție drăguță și un rezultat. Filmele și desene animate și costumele, modelele de pe internet, am fost destul de, m-am familiarizat la maxim. Părinții își amintesc cu nostalgie de costumele lor de Revelion, recunosc că erau mai modeste. Mama ne făcea o rochiță albă, cu o coroniță din vată, cu petricele, mergeam drept să nu cadă petricelele. Noi tot timpul eram fulgușori. Roche albă, fulgușor, toți erau cu coroane din argint. Am avut și o rochiță albă ca toate fetițele. E mult mai simplu era atunci. Acum copiii sunt mai răsfățați. La zi cu solicitările picilor sunt, desigur, magazinele specializate. S-au întrebat cel mai mult piticii pentru grădinițe și îngerași. Începând de la 5-6 anișori, s-au optat pentru prințese. Fetițele, băieții au fost prinți, Zorro, foarte multe fetițe și au dorit anul acesta să fie prințesa cu inimă de gheață, Elsa. Мы выбрали костюм Мини Маус. И вот моя дочка была в этом костюме, было очень здорово. Și Moș Crăciun ține pasul cu cei mici. Pe lângă sacul cu daruri, la matinee vine cu diverse concursuri. Ia să-mi spuneți voi, cunoașteți pe ăsta? Ăsta cine? Eroii niciodată nu se schimbă. Ei sunt pozitivi, pentru că un erou pozitiv face bine. Chiar dacă peste ani nu-l mai citim pe Prâslea, el ne uităm la ăsta, care iarăși salvează și aduce bine. Omul păianjen, Shrek, care e mare, pe cât de mare, așa suflet mare are. Pentru costume, părinții scot din buzunare în jur de 500 de lei.